Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Așezați-vă aproape de noi să ascultați povestea de viață a doi oameni frumoși. Soț și soție cu principii, valori creștine, iubitori de artă și tradiție. Sunt tineri, au 4 copii și vin din Iacobeni, Vatra Dornei. Părintele Iustin Argatu și soția sa, preoteasa Monica Argatu. Bine ați venit pe la noi! Bun găsit, Doamne ajută! Doamne ajută, mă bucur Bine, tare mult! Găsit. Mă bucur tare mult, Monica! Noi am ținut legătura pe toată perioada asta a lunilor încercate, nu? Așa. Pentru toată lumea, luni de încercare. Și uite, părinte, aveți o soție tare curajoasă, pentru că acum 2 luni de zile a născut cel de-al 4-lea copil. Să fii sănătoasă, Monica! Mulțumesc, Doamne și ajută. Pruncii voștri să fie sănătoși și să vă aducă multe bucurii. Doamne ajută! Dumnezeu. Vă mulțumim! Spune-mi, cum e cea mică, Demetria? Cea mai micuță e, cred că cea mai cuminte. Așa, deocamdată. În sfârșit, am și eu un copil care doarme noaptea. Așa. Așa. Și ne aduce bucurie alături de frățiorii ei. Trei fete... Trei fete și un băiat. Și ceilalți copii sunt online, adică sunt la școală. Vreau să vă întreb dacă merg la grădiniță sau la școală. Cea mai mare fetiță, cea mai mare, este în clasa 1. Este în clasa 1. Ceilalți doi la grădiniță. Vai, da. Vai, ce încercări pe voi, părinte. Multă răbdare, nu? Multă răbdare. Da, răbdare, putere de muncă, devotament. Așa. Știți cum este. Multe, multe... oportunități, pentru că având 4 copii, vă dați seama că ești antrenat să faci tot felul de lucruri ca să îți, pe de o parte să întreții familia, dar de cealaltă parte să le oferi o educație, o educație stabilă și o educație de viitor. Și să fiți acolo lângă ei, nu? Asta e cel mai important, exact. Pentru că ei asta își doresc. Sunt ani în care au nevoie maximă de noi. Maximă de, și mai ales de mama, nu? Exact. Da, sigur, eu sunt acasă cu ei, am lucrat de când ne-am căsătorit, nu știu, câteva luni, așa, între sarcini. Și sunt mereu lângă ei, îi duc la școală, la grădiniță, cu temele, cu mâncarea sănătoasă, pentru că asta să știți mă străduiesc. Cât pot. Mijlociu Nicolae a avut un pic probleme cu intoleranța alimentară și am încercat să-i facem un regim de viață destul de sănătos, mai ales în ceea ce privește alimentația. Cred. Și a necesitat așa un pic de... De atenție, nu? De efort, de căutare, să practic m-am întors la ceea ce găteau bunicile, străbunicile, pentru că noi am luat-o așa într-o goană, cumva, și cumpăram tot. Și atunci, întâmpinând această problemă, a trebuit să ne întoarcem la ceea ce Și să renunțați, nu, la tot felul de ce le place copiilor, nu? Da, dulciuri, exact. Să înlocuim, cumva. Da, să înlocuim, nu să renunțăm, pentru că n-am vrut să fie nicio traumă pentru copii și să nu se simtă diferit de ceilalți. Îți mulțumesc tare mult, Monica, pentru cozonac, da? Pentru că mi-a adus. V-am mai adus și altceva, o icoană făcută de tata, cu hramul bisericii noastre de la Iacobeni. Hramul Sfântul Gheorghe. E Sfântul Gheorghe, da. Da. Și pentru cozonac făcut de mama soacră de mama părinte. Mea, da, o rețetă... Bucovineană, adevărată, bucovineană, da, autentică. Da. Așa este. Unii spun la Păstorel Teodoreanu că are foarte multe ouă, știți? Da, ouă de casă. Da. În Minunat. Special. Mulțumesc tare mult pentru darurile voastre. Da, Monica, spune-mi, tu te-ai gândit așa din totdeauna că poate ăsta va fi drumul tău? Că ai studiat mult, ai făcut un liceu, ai făcut o facultate și acum crești copiii acasă. Te-ai gândit că ăsta va fi drumul tău? Că vei deveni la un moment dat soție de preot? Preoteasă sau cum îți spun oamenii acolo la Iacobeni? Cucoană preoteasă. Cucoană preoteasă. Ce zici? Te-ai gândit? Asta a fost, și a fost o dorință a ta? Cumva fiind din familie de preot, așa... Cine sunt preoți? Amândoi. Părinții noștri sunt... tații noștri sunt preoți. Fiind într-o familie de preot,
Mai mereu ni se spunea, a, voi o să fiți preotese, o să fiți preotese. Mie și surorilor, că mai am încă două surori. Și cumva mi se părea așa, ei, nu, lasă, eu nu o să fiu, că e destul de greu. O vedeam pe mama, întotdeauna casa preotului trebuie să fie deschisă, musafiri, eu știu, oricine venea la biserică, musafiri chiar din sat, chiar în sat, persoane, artiști. Tot părinții mei primeau acasă și așa. A fost cumva, nu știu, impresia mea generală despre viața asta este că a fost o viață grea. Așa. Dar dacă a dat Dumnezeu să întâlnesc omul potrivit, cred că asta este cel mai important. Știți cum este? Casa preotului este, de fapt, etalonul de omenie într-un sat. Știți? Tot timpul trebuie să aibă ușa deschisă, eventual masa pusă pentru invitați și o vorbă așa bună, mai departe. Bineînțeles, asta vă dați seama un sfat tot timpul. O mângâiere, alinare pentru cel care și caută asta. Părinte, știu că de foarte de mic ați ajuns în Iacobeni, nu? Da, de la 3 ani. Pentru că tatăl meu, fiind preot, și-a ales parohia, pentru că în perioada în 83, când a terminat el Institutul Teologic de la Sibiu, și-a ales ca parohie, cu toate că avea pe o listă și oraș, și-a ales o parohie la sat undeva în Botoșani. Și am crescut în Vorniceni până la vârsta de 3 ani, bineînțeles, am foarte puține amintiri de acolo, după care ne-am mutat, iarăși cu scop precis al tatălui, de a construi biserică în satul Mestecăniș, aceeași comună Iacobeni, a construit biserica și așa am ajuns noi acolo. La vârsta de 3 ani de zile, oarecum m-am încuibat așa în sânul comunității din Iacobeni. Nici n-am vrut să urmez neapărat calea preoției, pentru că am dat, cumva, gimnaziul l-am urmat în oraș, în Vatra Dornei, pictam și am vrut să dau la liceu... Ca pasiune pictura și am vrut să dau la liceu de arte din Suceava. Bineînțeles că în clasa 8-a, în a doua zi de Paște, și acum țin minte, așa, părinții m-au dus într-o excursie la mănăstirile din zona Neamțului. Și ajungi la seminarul de la Neamț, am intrat pe poarta seminarului, mi-au spus părinții, uite, și aici este o școală de artă. Atunci era înființată o nouă secție la seminar, pe lângă pastorală era și patrimoniu cultural. Ajungând acolo, am dat ochii cu părintele director, un om la 2 metri și ceva, părintele Ioan Mihoc, și mi-a prezentat lucrările de artă ale proaspeților elevi din proaspăta înființată secție de mitropolitul de atunci al Moldovei și Bucovinei, actualul patriar. Și, bineînțeles că mi-au plăcut, m-a cucerit, bineînțeles că mi-a arătat doar partea pozitivă și părintele director a știut să-și vândă cumva marfa și locurile atragă, la seminar. Da. Și așa am pășit, practic, pe ușa seminarului. Exact. Și am urmat 5 ani de zile seminarul la secția Patrimoniu Cultural, până m-am convins eu însumi că trebuie să dau la pastorală, știți? Da, și după aia am urmat la București, la pastorală, și uite, așa am ajuns în Iacobeni. Așa ați ajuns în Iacobeni și voi v-ați cunoscut în Neamț? Da. Da, Monica, tu vii dintr-un ținut de poveste, din Vrâncioaia. Ținutul Vrancei, da. Exact. Chiar satul Vrâncioaia? Satul Vrâncioaia este înconjurat de cei 7 munți dăruiți de Ștefan cel Mare. Exact. Minunată poveste, minunată legendă. Eu cred că copiii, nu? De mici, de foarte micuți află legenda asta. Absolut. Și suntem chiar soțul câteodată, e așa un pic amuzat, că noi vrânceni avem așa o identitate mai... Apart. Mai pregnantă, mai puternică, exact. Așa? Da. Așa? Noi suntem vrânceni. Și se manifestă. Înainte de a fi români, suntem vrânceni. Așa. Așa cum și bucovineni, înainte de a fi români, sunt bucovineni. Sunt bucovineni, fiecare, nu? Da. Și bănuiesc că face parte din tine povestea asta cu baba Vrâncioaia și cu Ștefan și cu fiii ei, nu? Da, da. Ai povestit-o copiilor tăi, nu? Legenda. Da, sigur. Le-o citesc mereu. Avem cartea acolo în raft. O ținem mai sus ca să nu ajungă să coloreze. Da. Spiritul lui Ștefan cel Mare, nu? E prezent. Da, nu? Absolut. Părinte, știu că sunteți dintr-o familie cu foarte mulți preoți. Deci în neamul Argatu, câți preoți a dat țării ăstea
neamul vostru. Nu i-am numărat, să știți. Dar sunt mulți, sunt fără număr, sunt cred. Sunt mulți și nici nu vrem să ne numărăm. Așa. Știți, ca să fie cumva spre laudă, că și David când și-a numărat poporul, au început să moară din ei, știți? De asta și noi nu ne numărăm. Dar sunt destui de mulți. De fapt, istoria familiei, pentru că tot timpul am întrebat și noi, l-am întrebat pe bunicul, bunicule, de ce ne numim Argatu? Și așa. Și avem un istoric cumva aparte, adică istoric. Sunt convins că foarte multe familii din țară au același istoric. Cumva familia a plecat din Ardeal, a ajuns în Moldova, bineînțeles cu anumite prigoane ale religioase, așa, ale austro-ungarilor, ceva de genul. Ajuns și în Moldova, s-au stabilit pe teritoriul boierilor Greceanu și Lambrino. Zona Valea Glodului, undeva din nordul Sucevei, este o zonă boierească, unde și aveau conacele mai mulți boieri. De acolo și Vasile Alexandriu o cunoaște pe Chirița. Chirița vine din zona respectivă. Așa. Și a muncit pe moșia boierului, așa încât în momentul în care vine cenzorul cu recensământul în perioada lui Cuza, boierul, având toate slujile trimise la arat, la semănat, nu i-a notat pe toți, iar pe stră bunicul meu l-a uitat și a spus: pe acesta trece la Argatu. Și așa am ajuns noi să fim Argatu. Ia te uita. Străbunicul a fost primar în Valea Glodului, după ce și-a căsătorit toți copiii, a mers la mănăstire și a devenit monahul Atanasie Argatu. Apoi, cel mai mare dintre fii, părintele Ilarion, a devenit și el, cu toate că a urmat o altă carieră, a încercat cariera militară, și a urmat apoi cariera aceasta a hainei preoțești. Apoi, cel mai mic dintre copii, care este și bunicul meu, a urmat și el la fel aceeași cale, cumva... Da. Impresionat de această haină preoțească și... Extraordinar. Avem aici o fotografie cu părintele Ilarion Argatu. Un părinte cu un har extraordinar, foarte iubit de români și devenit așa ca o legendă, nu? Da, așa este, pentru că foarte puțini părinți duhovnici s-au ocupat și de exorcisme. Da. Știți, și fiind unul dintre puțini duhovnici care au luat cumva în piept această luptă cu vrășmașul, automat a devenit și foarte popular, dar și cu multe, să spunem așa, obstacole, știți, a izbit de tot felul de obstacole. Știu că a suferit o prigoană teribilă. Exact, în perioada comunistă, 16 ani a stat ascuns, apoi după ce s-au mai îmblânzit legile acestea foarte imperative și impunătoare din partea regimului comunist, atunci a putut și el să, și mai ales după moartea doamnei preotese, să intre în cinul monahal, la mănăstirea Antim. Și ulterior la Cernica. Da, nu? Sub mantia părintelui Sofian și ulterior la Cernica s-a ultimii retras. Ultimii 19 ani, dacă nu mă înșel, nu? 19 ani din viață i-a petrecut aici, la mănăstirea Cernica. Da, în zona Bucureștiului, în mănăstirile de aici, Cernica, la Căldărușani, a mai fost o perioadă. Știu că erai destul de micuț, părinte, când s-a prăpădit părintele Ilarion Argatu. Da, aveam 98... 10 ani? Da. Da, 10 ani. Ți-l aduce aminte? Îl aduc aminte, la anunți, să stai la anunțile din familie. La anunți, așa? Da, la anunțile din familie. Știu că tot timpul venea, ne binecuvânta, ne dădea câte o iconiță și, bineînțeles, nu stătea la nuntă, venea spre dimineață, pentru că aceea era ora lui pe care o prefera. Dimineața la spartul nunții, la 5 dimineața, 6, stătea foarte puțin la masă și pleca. Cel puțin așa mi-l aduc eu aminte, nu știu dacă era un obicei al dumnealui, dar a Sfinției sale, dar așa mi-l aduc Dar aminte. Din legendele, iată, din tot ceea ce a făcut, din faptele lui, nu? Din tot ceea ce a trăit părintele Ilarion Argatu, ce a rămas mai pregnant în familia Argatu? Ce istorii s-au dus mai departe? Și normal le-ați aflat și iată, le așteptăm și noi să le auzim mai departe. A rămas în primul rând un duh de pace, știți, după petrecerea părintelui Ilarion. Bineînțeles, au rămas multe, cumva, promisiuni, pentru că mulți, văzând activitatea părintelui, mulți din familia noastră, văzând activitatea părintelui, cu siguranță că și-au dorit să-i calce pe urme. Știți? Și atunci au avut ei o convingere sufletească foarte puternică de a urma această cale, exact cum a urmat-o și părintele. Da, știți? Sunt foarte multe... Ilarion,
Despre dumnealui se spune că era văzător cu Duhul. Da. Avea darul ăsta al clarvederii? Avea darul acesta, pentru că, să știți, de multe ori și bunicul îmi spunea că, pentru că bunicul, intuia, bunicul meu era fratele părintelui. Frate, și era cumva unul dintre cei mai apropiați confesori ai părintelui, pentru că frații cam vorbesc unul cu celălalt, mai ales că erau nu foarte apropiați de vârstă, dar destul de apropiați, știți? Și bunicul ne spunea de multe ori că părintele intuia anumite lucruri înainte de a se petrece cumva, știți? Și de foarte multe ori avea dreptate în ceea ce spunea. Sau îi avertiza pe unii din familie, aveți grijă, purtați-vă în felul ăsta, comportați-vă în felul ăsta, să aveți pacea tot timpul cu voi, pentru că știți cum e, unde este pace, acolo este și înțelegere, știți? Și toate problemele tind să se rezolve de la sine. El trecând printr-o perioadă de prigoană, vă dați seama că a reușit să treacă doar cu pace. Vă dați seama, să stai 16 ani de zile ascuns, fie în pod, fie sub podele, fie... Da, exact, e adevărată povestea aceea cum că se ascundea într-un butoi. El... Deci pur și... Sau sub podelele casei, unde locuiau... Da, sub podelele casei avea o cameră și a săpa singur. Dar nici nu știau, nu? Copiii chiar Copiii nu știau. Doar doamna preoteasă știa. Doar doamna preoteasă, Georgeta, Dumnezeu să o odihnească, știa... Și ieșea spre seară, când doamna vreotea să ferea dulapul de deasupra podelei, el ieșea și se răcorea puțin. Vă dați seama, și așa am înțeles că o vecină, văzându-l... Așa, da, așa s-a... A spus mai departe exact, autorităților și din nou a fost la început... Exact, a fost și cercetat, prigonul, știți, și are și un dosar destul de stufos în arhivele securității. Părinte, ce înseamnă faptul că ești nepot de al părintelui Ilarion Argatu? Să știți că eu iau personal, adică nu neapărat că sunt rudă cu părintele Ilarion, dar mă gândesc la faptul că mântuirea este personală, știți? Și ceea ce a făcut părintele Ilarion a făcut pentru el. Și ceea ce fac eu pentru mântuirea mea, fac doar pentru mine, știți? Nu este o mântuire de familie sau o mântuire, să spunem așa, mai extravagant, de clan, știți? Am înțeles. Și de asta fiecare dintre noi cred că trebuie să ne responsabilizăm, pentru că familia din care provin te ajută sau te ajută doar cu sfaturi sau cu pilde din familie și la mântuire, dar și la reușita ta în viață. E adevărat, dar când vin oamenii care sunt încercați atât de rău și chiar posedați, părintele făcea, spuneați, exorcizări. Da. Se întâmplă? Ați dat vreodată cu ochii de cineva care... Am dat la mănăstirile mari din nordul Moldovei. Am dat, de exemplu, la Sihăstria, eram într-o învoire de Sfântul Nicolae pe 6 decembrie, țin minte data foarte bine, pentru că părinții de acolo ne-au cazat într-o cameră cu un om care avea probleme de genul acesta. Și, într-adevăr, nu se comporta ca un bolnav psihic, pentru că în tot restul timpului am stat de vorbă cu el, era un om foarte credincios. Așa. Doar că spre seară și spre dimineață a început să aibă destul de multe tulburări. Deci se manifesta răul din el. Da. Și noi eram 6-7 colegi la seminar, eram în aceeași cameră cazați la Mănăstirea Sihăstria și vă dați seama că niciunul dintre noi n-am închis un ochi și eram elevi la 15 ani, 16 ani, totuși când un anumit adolescent are un anumit curaj, știți? Nu se tem chiar. Cât de cât. Dar vă dați seama, să fim 6-7. N-am închis un ochi, mai ales spre dimineață când a început. Și părinții de acolo, preoții de acolo, cum l-au ajutat pe acela? Părinții l-au ajutat chemându-l la rugăciune. L-am văzut chiar în catedrală, în catedrala de la Sihăstria, la Sfântul Maslu. El probabil că era cazat în permanență, iar părinții monahi vrând să ne smerească cumva pe noi elevii seminariști, pentru că noi eram puși pe tot felul de șoti, știți sunt adolescenții, așa, ne-au cazat cu el. Bineînțeles că după experiența aceea, tot seminarul a știut că noi am fost la Sihăstria, știți că vă dați seama că lucrurile acestea se povestesc. Absolut. Da, da, da. Doamne, ce întâmplări, nu? Așa este, da. Părinte, ai obiceiul ăsta de a face însemnări? De a povesti anumite lucruri prin scris? De a le consemna și poate de a le lăsa mai departe? Că iată, familia cu atâtea întâmplări și cu o moștenire atât de puternică, de bogată, n-ar trebui să ducă mai departe? Da, nu am obiceiul ăsta. În schimb, unchiul meu face însemnări. Părintele Ioan Argatu are și o editură, Mila Creștină.
în care face însemnările mai mult a părintelui Ilarion Argată, da, pentru că el fiind student în perioada când părintele era la Cernica, i-a predat anumite caiete cu predicile părintelui, cu sfaturile, pentru că părintele Ilarion avea tot timpul obiceiul să facă însemnări. Și din caietele respective își ia sursa pentru cărțile pe care le editează, da, cu numele părintelui. Și am o carte cu sfaturile acestea și îndrumările părintelui Ilarion Argatu, sunt tot felul de lucruri pe care ai vrea să le știi, nu ți le spune nimeni, preoții poate sunt mai reticenți în a vorbi așa mai liber. Mai liber, exact, tuturor celor care poate vor să afle, nu știu, să știe mai multe lucruri. Așa că le spunem telespectatorilor că n-ar fi rău să caute despre părintele Argatu și să citească. Sunt sfaturi pe care, într-adevăr, nu le găsești. Pentru că sunt sfaturi practice de care te izbești. Și dacă s-a izbit unul, cu siguranță că se vor izbi mult mai mulți. Circula genul ăsta, cartea aceasta, din mână în mână. Și eu am dat-o mai departe, am primit-o, am oferit-o. Monica, știu că tu ai făcut seminarul de la Agapia? De la Mănăstirea Agapia. De la Mănăstirea Agapia. Dar cum de-ai ajuns? Deci seminarul, adică echivalentul liceului, ca să înțeleagă, că nu toată lumea știe, acolo se pregătesc tinerii pentru ce anume? Tinerele. Numai pentru fete. Doar pentru fete. Așa. Numai pentru fete. Ce anume? Pentru ce anume vă pregătiți acolo? Este un liceu cu profil teologic. Dar au ieșit de acolo, eu știu, și medici, și avocați, și... Dar există... Nu te împiedică să... Corect, e adevărat. Dar există acea specializare de turism religios, din câte am înțeles? Turism, da? Acest profil l-au obținut abia după ce am plecat. Ulterior. După ce am absolvit. Deci tu nu l-ai prins. Nu. Poate ți-ar fi plăcut, Mi-ar fi plăcut foarte mult. E foarte frumos și știu că se dorește, nu? De foarte mulți români, știu că sunt accesate foarte mult agențiile micuțe de pelerinaje, chiar, să zicem, de microbuze, de 20 de locuri, sau, adică în grupuri mici. Da. Dacă se poate face, toată lumea își dorește asta, cel puțin eu. În București, aici am aflat foarte mulți oameni care și-ar dori să plece în grupuri mici în pelerinaje pe la mănăstirile din Moldova, dar cu ghid, e adevărat, și cu vorbe. Cu ghid. Pentru suflet. Da, pentru suflet. E cel mai bine să ai pe cineva să-ți arate istoria unui loc, să-ți explice, nu știu, poate, spre exemplu, pictura lui Grigorescu. Exact. Biserica Mare de la Agapie este pictată de Grigorescu. Da. Erau atât de mulți turiști care veneau, se uitau. Da, și nu prea dacă știi, dacă nu erau un grup organizat și nu era ghidul. Așa este. Sunt atât de multe povești, atât de multe istorii care sunt chiar foarte interesante și atrag. Și avem și un patrimoniu foarte bogat în mănăstiri și picturi exterioare, mai ales în nordul Moldovei, știți? De aceea profilul acesta de geografie turistică chiar era necesar. Este foarte benefic pentru mediul acesta. Da. Așa este. Da, vreau să vă întreb, știu că părintele Ilarion a ctitorit și dumnealui o biserică. Mergeți? Da. Mergeți la biserica pe care el a ridicat-o? Înseamnă la fel mult? Adică cumva a fost un gând în familia dumneavoastră ca un preot Argatu să slujească acolo? Nu știu neapărat, pentru că știți, în Biserica Ortodoxă regulile sunt cumva sunt diferite. Sunt stricte și cumva stricte, nu? Sunt diferite și acum nu știu dacă celui din familie i-ar fi convenit să meargă acolo, știți? Mm-hmm. Pentru că, vedeți, viața noastră este legată atât de copii, cât și de cucoana preoteasă, ca să mă exprim în limbajul nostru autohton. Așa cum vorbesc oamenii acolo, așa este. Oamenii locului. Știți? Și cred că ține și de locul unde îți desfășoară, unde te naști și unde simți. Exact. Cumva. Că a fost ușor, Monica, să te adaptezi la Iacobeni? Ți-a fost simplu? Erai foarte tânără, nu? Câți ani aveați când v-ați căsătorit? 22 eu, 23 părintele. Acum 8 ani de zile. Da. La mulți ani, mulțumim. Nu? Că anul acesta ți-a împlinit 8 ani de când v-ați căsătorit. Și în toamna asta, 13 ani de când ne știm. De când vă știți. Să fiți sănătoși, Doamne ajută. Cum ți-a fost? Mi-a fost, cred, cel mai greu perioada de după hirotonia părintelui. Cumva a fost la 2 săptămâni după nuntă. Și nu era în planul nostru. Nu era. L-a chemat ierarhul și a zis... Complet neașteptat. Da, exact. Da. Noi ne luasem o ședere cu chirii aici în București, pentru că trebuia să-mi continui studiile masterale. Da.
Apoi a sosit vestea, eram chiar în săptămâna de miere, ca să zic așa, undeva pe la Felix. La Felix, da. Și a venit vestea. Și a venit vestea, pregătește-ți reverendă, fă-ți dosarul și depune-l la Suceava. Și bineînțeles că am făcut un ocol de câteva zile cu trenul. Până la București, ca să luăm cercetarea canonică și toate. Și ce a spus tata, părinte? Tata ce a spus când a aflat o asemenea veste că... Iată. El cred că s-a bucurat în sinea lui, dar tatăl meu nu prea arată, știți? Nu prea se manifestă, da. Da, nici tristețea și nici bucuria, este un om foarte echilibrat, știți? Și de asta nu poți să-l citești foarte ușor, știți? Eu ca fiul lui, probabil că îi știu anumite sensibilități, dar restul nu-l citesc foarte ușor, știți? Pentru că în cazul preotului, oarecum nu trebuie să-l știe nimeni, el trebuie să aline pe alții, dar necazul lui, bucuria lui rămâne cumva în interiorul său și poate în interiorul familiei. Și o împărtășește doar Domnului. Exact. Să înțeleg, doar prin rugăciune. Da. Exact. Deci, Monica, spune, total neprevăzut, neașteptat, a trebuit ca viața voastră să se schimbe, nu? Cumva? Mie mi s-a părut cumva că l-am pierdut. Așa ai avut sentimentul ăsta? Îl cunoșteam de 4 ani jumătate și apoi și el, chiar dacă se pregătea, a făcut facultate în acest sens, dar săptămânile alea, cred, nu știu, 4-5 săptămâni. Apoi post-hirotonie, știți, au fost destul de grele, pentru că trebuie să faci o anumită practică, trebuie să ai anumită pravilă, trebuie să te pregătești într-un fel. Știți? Și cumva eram singură, așa. Așa. Și s-a schimbat părintele, spune. Da, tu l-ai simțit așa? După câtva timp a învățat să echilibreze cumva viața de familie cu... Mai ales că au venit și copiii, nu? Destul de repede. Anul următor, nunții, a venit Sofia, primul copil, și apoi la 2 ani, următorul, tot așa, 2-3 ani. Monica, în momentul în care voi ați hotărât să vă căsătoriți, cum spuneai că vii dintr-o familie de preoți, ai cerut și tu un sfat, nu? E bună comunicarea în sânul familiei tale? Vorbim de familia cu tata, mama, surorile. Da. Poate, știu eu, ai și pe altcineva căruia sau căreia te confesezi. Nu știu cât de mult mai cer sfatul tinerii care vor să se căsătorească în ziua de azi. Așa, un drum mare pentru viața asta care ar trebui să dureze până la bătrânețe, nu așa un an, 2-10 și ne luăm la revedere. Noi sigur, dintotdeauna am cerut sfatul mamei, eu știu, bunicile, cât le-am avut. La fel, eu cu surorile mele suntem destul de apropiate. Oricum, părinții îl cunoșteau bine pe Justin și chiar s-au bucurat la vestea căsătoriei noastre. Și tata, nu? Și tata, cumva, l-a emoționat de solitare. A venit așa? Și m-a cerut în mod tradițional. Tradițional? Ce frumos! Da. Cu părinții te-ai dus? Cu părinții mei, cu inelul, cu tot ce trebuie. Cu inelul după. Întâi m-a cerut părinților. Am înțeles. Așa, și apoi... Doamne, ce emoție! Cred că ce emoție era în casa voastră, nu? Emoții pentru ambele părți, dar să știți că o emoție foarte frumoasă, știți? Frumoase, care ne aducem aminte acum. Cu bucurie. Acum, știți, cu bucurie, da. Pentru că dacă nu punctez momentele astea, știți, cererea în căsătorie, cununia, știu, luna de miere, momentele majore din viața unui om, dacă nu le punctez la timpul potrivit, să știți că nu ai ce spune mai departe nepoților sau copiilor. Și sau nu se altor. Creează nimic autentic. Nu e temelia, nu? Exact. Nu e nimic autentic. Vorbeați de cununie. Știu că voi sunteți nași pentru Justina Irimia Cenușă și pentru părintele Teodor Cenușă. Cum s-a potrivit părinte Justin și fina Justina? Nu știu cum s-a potrivit, așa a dat Domnul să fie. Așa a dat Domnul, așa a vrut Dumnezeu. Dar noi ne mândrim cu finii noștri. Și ei se mândresc cu voi. Într-un alt fel de sens, să nu înțeleagă lumea că preotul se mândrește. Dar am văzut-o... Bucovineanul se fălește, știți? Da, da. Am auzit-o pe Justina povestind de voi și așa mi-a mers la suflet și am zis că trebuie să vă cunoaștem, trebuie să veniți aici la noi și să vă ascultăm povestea. Pentru că în vremurile astea, atât de tineri, 31, 32,
da? Și cu 4 copii. Iată, cea mai recentă fotografie pe care eu am găsit-o la... Justina. Exact, la Justina. Acum câteva zile ați fost, da, nu? Da, zilele trecute. Unde erați aici? Am urcat la, la Vatra Dornei, la telescaun. Așa. Pe munte. Cu copii. Cu copii, da, care copii, erau mama, primii, cei mai bucuroși. Da. Cine e acolo în brațe? Cu cine e în brațe? E mama cui? Mama mea. Mama ta. Mama mea, care a fost un sprijin permanent toți anii ăștia, cu cei mici, da, de fiecare dată după naștere. Am revenit acasă, m-a ajutat câteva luni, apoi acasă în Vrancea. Apoi ne-am întors din nou în Bucovina. Și cum te descurci? Cum vă descurcați? Că părintele e plecat, are treaba lui cu tot ce înseamnă, tot ce ține de parohie, nu? Da. Tu cum te descurci cu 4 copii, Monica? Cred că marea majoritatea oamenilor spun, vai, ce greu cred că ți este. Mi-e mai mult frumos decât mi-e greu. Așa. Sofia are 7 ani deja, este și ea o mică înțeleaptă, așa, și, nu știu, Nicolae e la fel, e băiatul tatălui, tatei. Ne fac felicitări în fiecare zi, da, ca să și vedeți. Știți cum, ne ridică moralul așa încât, ce oricât frumos ar fi de greu, așa, măcar de, nu știu, 20-30 de ori pe zi, ai motive să zâmbești. Cred, și apoi spațiul, nu? Aerul curat. Nu, curtea. De la da, munte. Exact, da, de la, și faptul că voi ați ales cumva, destinul a vrut așa, nu? Așa, așa a vrut Dumnezeu, și să vă așezați acolo în parohia de la Iacobeni și să creșteți copiii ăștia superbi și poate nu o să vă opriți, deși Monica, sunt convinsă că ți-a fost greu și la a patra, nu, naștere. La a patra naștere. Cezariană? Cezariană, da. Deci... Două nașteri naturale și două cezariene. În schimb, eu știu, dacă dă Dumnezeu, sunt atâtea minuni care se întâmplă, încât ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. El știe mai bine. El știe mai bine, nu? Vorbeam mai devreme, înainte de a intra în emisiune, că toată agitația asta, toată angoasa, da, neliniștea, sunt practic, e cam același lucru. Nu? Tot zbuciumul ăsta al omului, și mai ales pe care îl întâlnim în orașele mari, este absolut inutil. Exact. Mă uit la voi, cum sunteți voi așezați, cum simțiți. Vă simt așa aproape, vă simt energia, sufletul. Și mă așez și eu un pic. Așa aș vrea și telespectatorii noștri, să se așeze un pic, să dea la o parte tot balastul ăsta, emoțional, frica, nu, părinte? Da. Trebuie să ne ținem echilibru. Exact, să nu ne lăsăm cuprinși de spaimă, de frică, te dereglează complet. Adică nu mai ești om, te face din om neom frica asta. Frica așa de boală, este, frica de contact social, frica de a pune mâna pe, frica de a te urca în autobuz sau de a merge la o piață. Vedeți dumneavoastră, în Bucovina de așa, sub Imperiul Austro-Ungar au fost două pandemii. Știți, în 1874 și în 1893 sau 92, nu mai țin minte. De malarie și de altceva, nu mai țin minte. Dar am găsit circulare trimise de către mitropoliți. Așa. În care pur și simplu îi sfătuia pe oameni, pentru un dialog destul de deschis, să nu facă anumite lucruri. Să se spele des pe mâini, să își țină curată atât casa, cât și gospodăria, și mai apoi tot felul de sfaturi medicale care par ciudate într-o circulară dată de un episcop. Dar aceasta denotă un dialog foarte bun cu etnicii din Imperiul acesta austro-ungar. Vedeți, vă dați seama că cum putea comunica Viena cu românii din Bucovina în ceea ce privește o pandemie. Deci cred că totul ține de comunicare și de dialog. Și de înțelegerea oamenilor, nu? Să știți că oamenii au înțelegere. Au înțelegere. Au o înțelegere, poate, peste măsura noastră de a gândi câtă înțelegere au. Pentru că la sat lumea este mult mai așezată. Nu știu cum este la oraș. Am trăit în oraș, știu că atunci era o agitație, într-adevăr, mare, dar la sat lumea este mult mai așezată. La sat oamenii cumva ascultă, știți, și de sfaturi și... Cred că cu toții ascultăm mai degrabă de sfaturi decât de chestiunile imperative sau impuse, știți? Da. De aceea zic că o comunicare bună cu enoriașii tăi
trebuie să aibă formula unui sfat. Cred. Vă este la îndemână comunitatea, ca să zic așa, oamenii, că spuneați că sunt ascultători, dar mergeți din poartă în poartă, nu? Da. Îi mai întrebați pe oameni, mai vin ei la dumneavoastră, vă sfătuiți și cu primarul și cu autoritățile, da, să ținem lucrurile, nu, exact, în frâu, exact, în echilibru, exact, trebuie să nu se creeze focare, instituție, care știm cu toții că au explodat. Da. Au fost întâmplări nefericite la Vatra Dornei, din câte știu. Au mai fost, da, și la Suceava, în general, la Suceava a trecut pentru o perioadă foarte grea în care biserica s-a implicat foarte mult, mai ales după trecerea la cele veșnice a înalprea Sfințitului Pimen și mai ales în perioada cât era spitalizat aici la București, vă dați seama că s-a mobilizat exemplar Arhiepiscopia, știți, și a încercat să ajute autoritățile pe cât au putut. Știu că Mitropolitul Teofan a rugat toți preoții, ca în perioada premergătoare Sfântei Cuvioase Parascheva, să slujească în fiecare zi și să fie cât mai aproape în rugăciune de toți românii care n-au putut și cărora nu li s-a dat voie să meargă în acest pelerinaj pe care și l-au dorit și și-l doresc oamenii. Au trecut ceva zile de la sărbătoarea Sfintei Parascheva. V-ați dorit, părinte? Ți-ai dorit, Monica, să mergeți în pelerinaj la Sfânta Parascheva? Chiar ne-am dorit. În fiecare an am fi vrut să mergem și au fost ani în care am ajuns, ani în care nu. Poate mai ușor ne era să ajungem când eram seminariști. Așa. Decât acum cu... Și studenți la București, studenți, cred că eram nelipsiți de pe dealul Patriarhiei. Da, la pelerinajul Sfântului Dimitrie Basarabul. Da. Cumva cu copiii e un pic mai greu, dar chiar am fi vrut să ajungem. Dacă nu avem buletin de Iași, stăm cu minții acasă sau venim la București. Cred că se putea găsi o formulă pașnică, știți, de împăcarea ambelor tabere, cumva. Ce credeți, părinte? Dumnezeu îngăduie așa? Da, Dumnezeu îngăduie, știți, pentru că... Atâta s-a putut, atâta s-a făcut. Dumnezeu îngăduie. Revin la comunicare. Dacă era o comunicare, vă dați seama, sunt stigmatizate, să spunem așa, biserica pe de o parte. Simțiți asta? Simt, să știți că simt, din păcate. Așa, după aia, anumiți etnici, dacă se discuta cumva la nivel instituțional, inclusiv cu staborurile, să zic, sau cu capii bisericii ortodoxe, probabil că s-ar fi găsit o soluție, nu neapărat de a merge la pelerinaj, dar o altă soluție, de a aduce pe cuvioasa la noi, știți? O formulă de a face un pelerinaj cu o mașină mobilă în toate satele din... sau cei care doresc, în satele în care se dorește lucrul acesta, în Moldova, da, știți? Înțeleg. Zic, oricum, dacă este dialog, cu siguranță că se găsește și soluții. Știți? Dar să nu fie întristare. Da. Nu? Da. Oricum, întristați suntem de pe urma pandemiei acestea. Suntem, da. Dar să nu lăsăm îngrijorarea, știți, să ne copleșească, pentru că atunci... Nu lăsăm îngrijorarea să ne copleșească și pe cine să întrebăm mai bine, dacă nu pe o mamă cu 4 copii, nu? Care uite ce frumos zâmbește și uite cum spune că fiecare lucru pe care ei îl fac, aduc, nu, copiii pe care îl fac copiii, lucrul ăla, atâta bucurie. Exact, da. aduce bucurie lucrul făcut de copii, indiferent că o fi vreo năzdrăvănie sau o poezie scrisă pentru mama. Felicitările sunt felicitările, nu? Da, școala, n-avem încotro, o să se facă probabil la un moment dat și în Iacobeni online. Sunteți pregătiți, părinte, în comunitate să susțineți școala online? Da, suntem pregătiți. Facem față provocărilor, să știți, cu brio. Se plâng părinții că poate nu e ce trebuie, în sensul că nu au dispozitivele, n-au gadgeturile, n-au computere, sunt astfel, laptopuri, tablete. Da. Sunt astfel de doleanțe, știți? Pentru că vă dați seama, într-o comunitate nu ai doar oameni de pătură mijlocie, știți? Ai și oameni săraci, pe care trebuie să-i sprijinești într-un fel, știți? Și... vă dați seama că respectivii care abia își plătesc curentul, să spunem așa, de la factura la curent, de pe o lună pe alta, e greu ca să-și permită o tabletă sau
un gadget din acesta, știți, prin care să, da, să comunice cu clasa. Doamna ministru al învățământului a spus că vor fi tabletele. Probabil, le mai așteptați, nu? Și la Iacobeni, da, acolo. Le așteptați, da, în continuare. Monica, spune-mi, ți-ar plăcea, mai cresc copilașii, să faci așa o școală de duminică cu părintele, cu copiii din sat? Vă gândiți la astfel de lucruri? Noi visăm să-i aduceți de mult timp. Așa? Da, visați de mult timp la lucrul părintele ăsta. Părintele vrea să facă un curs de pictură. Ce frumos! Eu aș vrea să fac o șezătoare. O șezătoare. Am văzut că... Cusut. Cine era la război? Pe cine învățai acolo? Și pe Sofia și pe Nicolae. Așa? Pe amândoi. Da, un pic. Da, să înțeleg că și tu ai fost învățată la rândul tău, nu? De, sincer, de către mama sau bunica? Pe bunica am văzut-o ce sunt în război. Da. N-am învățat meșteșugul. Tare mi-aș dori să învăț. În schimb, am căutat războiul bunicii. Așa? Este într-o stare deteriorată. Și sper totuși că voi găsi undeva, poate la noi în Bucovina, pe cineva da, să mă învețe. Noștri. Așa? Au un, să spunem așa, arsenal de, de lucruri strămoșești, da, foarte impresionant. Mai ales nașul are tot felul de șarete, caruri. Ia te uita! O pasiune are căruțe pentru obiectele, da, astea, da, fix, să le știți, conserve, să le păstreze. Exact. Și nașa, să le restaureze inițial. Pentru portul tradițional. Și nașa pentru portul. Ce frumos! Că și ei tineri bănuiesc și voi tineri duceți mai departe tradiția și învățați copiii. Iată, uite, era Sofia. Sofia, aici. Da. Minunată fotografia asta. Dar lucru de mână bănuiesc că e nelipsit în casă, nu? Monica, încerc adică să învăț cât pe, de cât. Da, încerc să învăț pe Sofia să coasă, deocamdată goblen, așa. E un pic mai greu, mai ales acum că a început școala. În vară ne mai descurcam, cum ne descurcam. Acum că a început școala, cumva, cu teme, cu așa, am mai lăsat pe planul 2 și eu fiind cu cea mică destul de ocupată. Da. Dar, oricum, eu vreau să continui, vreau să cos, vreau să-mi cos și eu prima cămașă. Mă gândesc cum a cosut-o bunica mea, pe cea pe care o port. Este cămașa bunicii mele, mamaia Nicuța, cum îi ziceam noi, de mireasă. E tare frumoasă. A cosut-o la 16 ani. 16 ani avea, da, bunica. Atunci s-a căsătorit. Și vreau să cos și eu. Nu am reușit să învăț. Mătușile mele au cosut și ele. În schimb, cumva, comunismul, știți, cum le-a direcționat către orașe, da, cu serviciu, mai cu așa. Și n-am mai reușit să ne întâlnim atât de mult încât să putem sta la... O șezătoare adevărată. La o șezătoare adevărată, nu? Da. Minunat ce ați adus aici cu voi. Vă mulțumesc tare mult pentru daruri, pentru istoria voastră frumoasă. Că ați adus și pe la noi vorbele astea și întâmplările bune din viața voastră. Părinte, ce le spuneți telespectatorilor? Pentru că trăim perioada asta și o să mai urmeze. Mai sunt, cred că, câteva luni în care va trebui să luptăm și cu noi înșine, da? Dar și cu ceilalți, cumva. Să avem credință în Dumnezeu, pentru că toate vor trece, pentru că, vedeți dumneavoastră, de când ne naștem, cam toate trec. Știți? Și cred că trebuie să fim obișnuiți cu lucrul acesta, să nu fim copii în a lua viața altfel decât este. Știți? Să ne facem o viață imaginară. Viața este cu ale ei. Așa. Virusul acesta nu era proiectat. Știți, vă dați seama că a apărut și trebuie să te adaptezi. Dacă noi ne adaptăm, vă dați seama că cu atât mai mult se vor adapta cu toții. Pentru că așa este. Trebuie să iei situația așa cum este. Monica, este peste puterile noastre de a le soluționa. Probabil. Pentru toate mamele? Pentru mamele încercate, iată, cu copiii de grădiniță online, se face grădiniță online, dacă poți să crezi aici în București și cred că și prin țară, da, nu știu, schimba de scutece online, cred, habar n-am. Deci, școală online, grădiniță online, liceu online, cu copilul, iată, de 2 luni, la sân, nu? Ce le spui mamelor care, ce să facă? Își cresc copiii. Să aibă curaj și să privească în ochii copiilor lor și să se bucure de îmbrățișările lor și de zâmbetele lor și să-și întărească inima, pentru că Dumnezeu, dacă a îngăduit să avem copii, ne va da și toate mijloacele necesare să-i creștem. Chiar dacă sunt greutăți, viața într-adevăr ne pune greutăți pe umeri, dar Dumnezeu le ridică ușor, ușor și reușim să răzbim în viață și important e să
să fim oameni buni până la urmă, dincolo de a ne prețui numai sănătatea proprie, contează să fim oameni buni și să ajutăm, să ajutăm și pe cei aflați în nevoie. Nu putem să ne protejăm numai pe noi. Da, trebuie să protejăm și pe și să-i ajutăm pe cei care nu pot, care au o stare de sănătate precară. Da. Da. Nădejdea în Dumnezeu și trimiteți gândurile noastre bune familiilor voastre, îmbrățișări, să fiți sănătoși, să auzim de bine și să mai veniți pe la București, pe la Antena 3. Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica, de la ora 14. Toate cele bune!